Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Răspund că ați auzit la știri despre proiectul de lege care a fost votat ieri în Camera Deputaților cu mare majoritate privind combaterea evaziunii fiscale. Am auzit, am. Da. Are unele prevederi care cred că vor naște unele discuții și am vrea să vorbim un pic în dimineața asta. Principiul în sine, acum Shakira n-a fost prinsă cu evaziune fiscală? Ba da, mulți fotbaliști au fost prinși. Tenismeni. Messi n-a avut și el probleme? A avut și el probleme, domnul, da, de la sport. Spuneți. Da, lăsați. Cu Messi am înțeles. Da, a avut și ceva. Ce nu, dar Boris Becker a avut Boris probleme Becker, da, mari de, da, tot. Adică și au dat banii înapoi, n-au făcut pușcărie, nu? A, cu astea. Da, și Shakira și... a făcut ceva. Puneți căștile. De dată recentă. Da. Deci, potrivit acestui proiect de lege, care a trecut de cameră și ar trebui să meargă la promulgare, evazioniștii vor putea să achite în 30 de zile prejudiciul majorat cu 15% și scapă de alte sancțiuni. Mișto. Deci, se comisionează. Până într-un milion de euro. Adică ai șparlit, mă rog, ca să vorbim totuși ca la radio, dacă ai făcut evaziune fiscală și ANAF a venit, te-a controlat, te-a prins, plătești înapoi într-un termen rezonabil, în 30 de zile de când s-a făcut constatarea, plătești 1.150.000 de euro și liber la program. Și mai e o prevedere, dacă prejudiciul, oricât de mare ar fi, adică nu doar până la 1.000.000 de euro, oricât de mare ar fi, este acoperit, până la primul termen de judecată, pedeapsa se înjumătățește. Adică plătești 7%? Nu, pedeapsa se face și închisoare. Pentru anumite sume se face închisoare. Iar dacă plata se face după primul termen, pedeapsa este cu o treime mai mică, inculpatul nu se alege decât cu amendă. Sunt și niște măriri de pedepse, adică proiectul de lege stabilește că se majorează cu 3 ani de închisoare pedeapsa pentru un prejudiciu de 500.000 de euro, dacă nu dai bani înapoi, și cu 5 ani pentru o pagubă de 1.000.000 de euro. Cum spuneam, proiectul a fost adoptat ieri la cameră, în ciuda protestelor vehemente ale opoziției. Majoritatea guvernamentală a trecut legea fără probleme. Da, era un detaliu acolo care mi-a atras atenția. Înțeleg că regula asta ar fi valabilă pentru prejudicii între 100.000 și 1.000.000 de euro. E, da, adevărat? Peste, da, așa este. Știi de ce? Că mie, adică mă gândesc că ar fi convenabil pentru toată lumea. Uite, o evaziune fiscală, dar nu știu dacă am de unde și mă pricep să fur până după 100.000 de euro. Da, pe tine, știi, te interesează cum am putea să facem cam 999 de. Pentru ăștia mai mici, care n-au de unde să fure și nici nu se pricep la furt, dar uite, încearcă și fură de 60.000 de euro. Da. Fac evaziune fiscală de 60. Sunt niște prevederi mai... Știi? Adică asta m-ar interesa. Da, nu înțeleg de ce de la... Adică e discriminare asta, cred. Nu, nu e discriminare. Sunt pedepse și pentru sume mai mici de 100.000 de euro, dar în principiu sub 100.000 de euro, dacă dai banii înapoi, ești... Se rezolvă. Acum se crește pragul. Am înțeles. Era până la 100.000 și crește până la 1.000.000. Da, guvernul consideră sau promite sau crede că prin această lege va recupera 10 miliarde de lei anul viitor la buget. Și au făcut bugetul pe chestia asta. Da. Deci, eu am unele, sincer, eu am unele îndoieli că brusc ANAF o să prindă evazioniști fiscal de în total 2 miliarde de euro și aceștia vor decide să dea bani înapoi. Da, poate merită încercat și atunci vom vedea ce se va întâmpla, dar eu cred că subiectul merită o discuție de principiu. Deci, ce credeți? 0372069599. Ar trebui sau nu băgați la pușcărie evazioniștii fiscali? Adică ce credeți că e mai important? Să fie recuperați banii, plus amenzi, dobânzi, penalități, sau să fie trimiși după gratii cei care n-au plătit taxele cuvenite? Unul dintre răspunsurile obișnuite la această întrebare este: a, păi deci furi banii și aștept să vezi dacă te prinde. Și dacă nu te prinde, ai rămas cu banii. Și dacă te prinde, îi dai înapoi și ai rezolvat problema. Da, mă rog, dacă nu te prinde, oricum, nu contează cum e legea. Adică nu poate să fie și pedeapsa cu moartea dacă nu te prinde. A, n-ai nicio problemă. Bună clasica sintagma, amendă plus bătaie. Așa zici? Tradusă prin prejudiciu, da, recuperat plus, păi el de ce, penală. El de ce ar fi interesat să dea banii înapoi dacă oricum se duce la pușcărie? Atunci mai bine, știi ce, mă duc la pușcărie 3 ani și păstrez banii. Dar nu e opțional. Păi nu, zic, dacă nu i-ai dat posibilitatea să scape de pușcărie dacă dă banii înapoi. Păi nu, dar ar trebui să... Deci tu vrei să-l bagi la pușcărie. Dacă e o evaziune foarte mare, da.
Și dacă e făcută... Până într-un milion de euro, de asta vorbim. Da, și dacă e făcută cu bună știință și dacă e făcută în mod susținut. Evaziunea fiscală presupune intenție. Asta zic. Adică, altfel, cred că intră la alte categorii, dar evaziunea fiscală presupune să ascunzi cu intenție, să cauți metode de eludare a plății taxelor către stat. Să concepi scheme de evaziune fiscală. 0372069599. Ce credeți despre acest proiect? Fiecare dimineață ne întâlnim aici, 7:45. Da, interesantă discuție, interesant subiect. Dacă evazioniștii fiscali ar trebui băgați și la pușcărie cât sunt priși, sau dacă dau banii cu niște penalități, cu amenzi, ar trebui să scape de pușcărie. Sună lumea, avem mesaje multe, hai să începem. Ia. Bună dimineața, voi băieți. Bună dimineața. Alin de la Sălaș. Bă, Alin. Nu știu ce să zic eu, dar ar trebui băgați la pușcărie toți care fură. Dar vedeți voi cum sunt legile astea, peste noapte le schimbă. Unul care fură o găină, că poate n-are ce da la copii de mâncare, ala-l bagă pușcărie și ei că fură milioane de euro, sute de milioane de euro sau sute de mii de euro, păi îi schimbă legea peste noapte și scapă bazma curată. Sau și dacă intră în pușcărie, stau, le dă 3-4 ani, stau un an, frumos, mănâncă ce vor, când vor, stau singuri în cameră și... Ia așa e mai departe, și femei și ghetăce le duce, înțelegi? Și după aia le dă drumul, bagă scris o carte, bagă bună purtare, bagă... Ai, ce să faci? România, părerea mea, am 43 de ani, dă pe drumuri șofer, dar nu știu ce să zic, nu s-a schimbat, până e lume în veci, până e lume, ăștia ne-au vândut tătă țara, tătă suntem sluși la noi în țară. Asta când aud asta că suntem sluci pe cuvântul meu. Deci, haideți să, serios, ca o paranteză, hai să ne mai potolim o dată cu mania asta de a ne vedea la pământ, slugi, vai de capul nou, ce... Sunt pline parcările la mall-uri de mașini, ultimul răcnet, și toată lumea are acum mașini. Se fac cumpărături peste cumpărături, se pleacă cu cărucioare super pline și 40% dintre români regretă vremurile de dinainte. Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, când n-aveam ce să mâncăm, fraților, stăteam în frig. Serios? Hai să ne potolim un pic. Aline, te înțeleg. Este adevărat. Ăștia cu bani și bogați au influență din totdeauna și peste tot în lume, nu doar în România. Corect. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Bună dimineața. Bună. Eu n-am neapărat o problemă cu legea asta, dar hai să o facem ca în Spania, că e cumva împrumutată de acolo. Da. Dacă mi-aduce o aminte, au fost prin niște evazioniști mai mari prin Spania. Uh-huh. Cristiano Ronaldo, Messi, Mourinho, care au avut de ales între a face pușcărie și să dea doar banii pe care i-au luat, care i-au eludat înapoi, sau să le-au dat 3 ani jumate cu suspendare și le-au luat de 3 sau de 4 ori banii pe care i-au furat statului. Foarte bună observație. Și mie mi se pare că o penalitate de doar 15% mi se pare un pic cam mică. Plus penalități, plus întârzieri, da, și așa mai departe. Ia-le banii, vor să dea bani înapoi, n-am o problemă. Ia-le, domnule, de 3, 4, 5 ori banii înapoi, măcar să merită. Ok, nu-l ba la pușcărie, că tot eu îl țin ca contribuabil, ca stat român, uh-huh, îi plătesc mâncare și așa mai departe. Ia-i banii de 3, 4, 5 ori și vedem după aia. Deci am fi de acord, dar cu penalități ceva mai mari și cu, evident, trebuie să existe și o penalitate reputațională, adică să știe toată lumea, băi, ăsta este evaziune fiscal, a furat din banii care erau datorați ca taxe, adică toți plătim taxe, tu n-o faci. Trebuie să fii respins de societate și trebuie să te coste, să te usture. Poate nu neapărat să ajungi după gratică, mă rog, care e ideea, adică de ce să suferi și fizic? Cristian, bună dimineața. Bună dimineața, Cristian. Ce părere? Bună dimineața, bună dimineața. Bună. Am auzit celelalte discuții dinainte. Da. Eu parcă m-am întors un pic în timp și mi-am lăsat aminte de domnul Rădulescu Mitralieră, care mi se pare că a propus același lucru. Ceea ce mi se pare mie foarte curios este că acum, după ce am scăpat de MCV-ul pentru România, au început să apară tot felul de legi din astea care înainte erau mai cu perdea aduse în prim plan, să zic așa. Iar asta este una dintre ele. Zici? Este clar că la noi nu se poate aplica ca în Spania. De ce? Nu avem sistemul de justiție care să permită treaba asta. Nu avem... De ce? Stai! Cum adică nu se poate aplica?
ca în Spania. În primul rând că asta e o lege, adică genul acesta de pedepsire a evazioniștilor fiscali nu se întâmplă doar în Spania, se întâmplă și în Germania și în alte țări. Îi iei banii mai mult, nu-l bagi la pușcărie. Nu pledezi, adică nu sunt cumva prietenul evazioniștilor fiscali, sunt o mare pagubă pentru toată societatea. Dar de ce zici că nu s-ar putea aplica România? Nu înțeleg. Nu te aud. Mă vorbește, poți să vorbești din microfon? Dacă se aude, dacă acum, se aude, da. Acum mai bine. Da. E ca și cum îi spune, eu știu, unui șofer, domnule, ai voie să bei, dar nu ai nicio, cum să zic, nu ai nicio sancțiune în afară de faptul că te lăsăm să te trezești. E ca și tu spui că dacă în România, de exemplu, s-ar da voie ca în alte țări din Europa să conduci după ce ai băut un pahar cu vin, atunci aici s-ar exagera, adică ăsta ar fi semnalul fraților liber la evaziune că nu ne mai bagă la pușcărie. Exact, ăsta este semnalul. Aha. Ok, interesant, mulțumesc. Uite, un punct de vedere interesant, nu spun corect, îl judecați voi, dar mi se pare interesant ce spune Iulia din Statele Unite, ne scrie. Și zice așa, evaziunea fiscală totuși nu este furt. Sunt banii tăi munciți și produși de tine, că așa ai agreat că este o convenție a ta cu colegii din societate să îi împarți cu alții, adevărat, dar și când îi dai la stat și tu nu primești nimic de ei, așa cum ar trebui prin înțelegere, parcă zine să-i mai ții. Iar când ești stat, normal că ție îți trebuie cât mai mulți din banii oamenilor. Dacă îi bagi direct la pușcărie, rămâi și fără banii lor și cu cheltuielile de pușcărie. Asta este un punct de vedere anarhist. Tu plătești taxe, nu primești nimic în schimb. Ba, primești. Da. Poate nu primești cât ar trebui, poate nu are calitatea pe care ți-o dorești. Asta, da, toată lumea e de acord cu asta. Dacă nu primești nimic, este o exagerare și este o afirmație absolută. Dacă nu primești nimic, nici nu dai nimic. A, bine, nu e dacă chiar ai adus la extrem. Da, și nu sunt chiar banii tăi când îi faci. Nu. Bună dimineața, Mădălina! Bună! Bună! Mădălina? Cu? Stai așa. Apasă linia 5. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața! Așa, da. Din punctul meu de vedere, prima dată ar trebui recuperat debitul, paguba, da. Pentru că nu văd folosul de ce l-aș băga la pușcărie în condițiile în care statul rămâne cu paguba neacoperită. Să fie factor de descurajare, asta este ideea. Adică știi că dai banii, te prinde, te bagă la pușcărie, descurajant. Da, este descurajant, dar evaziunea în România ajunge la ora actuală să fie făcută și fără intenție. Dacă se dovedește a fi făcută cu intenție, da, atunci consider că ar trebui făcute ambele variante. Cum faci evaziune fiscală fără intenție? Păi foarte simplu, la ora actuală și neplata impozitelor cu reținere la sursă este considerată evaziune. Și un agent economic ajunge să nu plătească impozitele reținute la sursă datorită faptului că în cursul lunii a luat o țeapă. Și nu mai are bani să plătească acele debite. Mm-hmm. Sau e neperformant și da, atunci nu reușește să plătească. Mm-hmm. Nu? Așa e, Mădălina? Neperformant cine? Nu știu, agentul economic nu reușește să producă suficient în luna respectivă cât să plătească. Din momentul în care el nu a reușit să încaseze, sau spre exemplu cum este acum, de s-au blocat toate plățile de la stat, deci statul român nu mai face plăți pe contractele executate pentru că sunt blocate bugetele. Da, pentru că omul care împing toate cheltuielile astea pe anul viitor, ca să nu crească deficitul anul ăsta. Da, foarte corect punctul de vedere. Și atunci, agentul economic care a lucrat pentru stat trebuie să-și plătească oamenii. Nu încasează, el de unde plătește impozitele, în condițiile în care informările de la bugetul de stat sunt că plățile se vor face undeva prin februarie-martie. Da, nu cred că vreun procuror poate demonstra intenția în instanță. Ce, nu mai avem timp? Nu mai avem timp decât câteva secunde. Foarte și curios mai sunt dacă acest proiect va trece mai departe, el poate fi retrimis pentru examinare de președintele Iohannis, dacă nu e contestat la CCR. Da, și sub ce formă va trece mai departe. Da, și dacă, într-adevăr, la sfârșitul anului viitor, guvernul se va putea lăuda că a adus la buget astfel 10 miliarde de lei, așa cum... Aici mă îndoiesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.